reprezint echipa de organizare a evenimentului Maris Fest, un eveniment care a început să devină tot mai mare pe an ce trece. Vrem să continuăm o tradiție și să o permanentizăm pentru a crește vizibilitatea și impactul acestui eveniment în plan național și chiar internațional. Cu specificări oarecum tehnice pot să vă spun că anul acesta vom avea invitați din 5 țări, atât ca formații, vor veni formații din 5 țări, cât și ca reprezentanța cluburilor moto, pentru că, după cum am observat și noi, Târgu Mureșul deja va deveni un reper pe harta turistică a motocicliștilor. Noi am luat legătura cu mai multe cluburi, hai să zic, afiliate sau cu care suntem prieteni din afara țării și vor veni grupuri de motocicliști din Germania, din Norvegia, din Marea Britanie, care vor tranzita Târgu Mureșul în drumul lor spre Istanbul, vor tranzita Târgu Mureșul, vor trece prin Târgu Mureș, deci ar putea deveni un obiectiv turistic din punctul acesta de vedere a motocicliștilor și pentru asta noi ne-am gândit să creăm un eveniment mare, care să cuprindă partea motociclistică și partea de rock, pentru că e o îmbinare a muzicii rock cu motociclismul. Alt aspect pe care vreau să-l amintesc este faptul că în cadrul acestui eveniment vom avea o paradă moto, care este cea mai mare paradă din Transilvania. Anul trecut am avut undeva în jur de 350 de motocicliști, anul acesta sper să ajungem și să depășim chiar numărul de 500 de motocicliști. Motocicliști care vin din toată țara și v-am spus și din alte țări vor veni în Târgu Mureș pentru parada moto. Ca și o particularitate a paradei moto este faptul că pe lângă campania de conștientizare a motocicliștilor în trafic, cum spunea și domnul primar, noi avem și o campanie de atragere atenției, să spun așa, și vor fi semnate niște petiții privind asigurările moto. Pentru că aici noi motocicliști avem o problemă. Suntem obligați prin lege să ne facem asigurare pe un an sau pe 6 luni. Noi știm că sezonul moto este oarecum ciudat și anul trecut, de exemplu, și în 24 decembrie ne-am dat cu motocicletele, dar neavând asigurări, posibilitatea să-ți faci asigurare pe o lună sau pe 2 luni, atunci practic trebuie să, pentru câteva zile, să-ți asiguri motocicleta pe un an sau pe 6 luni. Și ca atare vom semna o petiție, toți participanții acestei parade vor semna o petiție care va fi înmânată mai târziu reprezentanților guvernului. Vom avea și niște elemente surpriză în parada moto, care vor ține de chestia de multiculturalism. Eu sper să fie de impact și să placă tuturor. Asta e în ceea ce privește parada moto. Parada moto va avea loc în data de 18 iunie de la ora 12 și va pleca din parcarea Promenada Mall. Și pe urmă, împreună cu la ședința cu autoritățile care va avea loc, vom stabili împreună cu poliția locală și cu ceilalți reprezentanți ai organelor statului, traseul pe care putem să mergem și să-l avem prin oraș. Noi sper să străbatem o porțiune cât mai mare și cât mai multe cartiere, să vedem în funcție de posibilități. Un alt aspect pe care vreau eu să vi-l supun atenției este faptul că dacă anul acesta vom avea și am crescut față de anul trecut în ceea ce privește calitatea formațiilor și calitatea evenimentelor avute acolo, anul acesta vom avea formații importante, cum ați văzut Iris împreună cu Cristi Minculescu, Cargo, Hara, Truda, vom avea trupe foarte importante din Serbia, Nevergreen, o trupă foarte cunoscută, va veni Moby Dick din Ungaria, o formație la fel, foarte veche și foarte bine cunoscută, vom avea o formație importantă de rock din Moldova, Harmasar, și vom avea chiar și din Germania o formație bună de rock, Frozen Skin, și pe urmă încă multe alte formații locale, pentru că un aspect al acestui eveniment este de a promova valorile culturale din Târgu Mureș și din județul Mureș. Să dăm posibilitatea formațiilor locale să se afirme în cadrul acestui festival. Vor veni fără nicio
formațiile nu vom avea pretenții de a ei, încercăm să-i sprijinim, încercăm să le asigurăm toate condițiile ca să se poată lansa, pentru că dacă noi nu-i creștem la noi, atunci nu o să vină nimeni să-i crească altundeva. De asemenea, în ceea ce privește anul acesta, vom avea și o componentă importantă de colaborare cu Smurdul și la fel cum am avut și anul trecut, și acolo la fața locului vor veni o echipă de medici specialiști care ne vor acorda un curs de prim ajutor în caz de accidente în care sunt implicați motocicliștii. E foarte important să știi dacă trebuie să-i dai jos casca motociclistului, dacă trebuie să-l miști. E un aspect puțin mai delicat față de un accident auto, accidentele în care sunt implicați motocicliștii. Și a avut foarte mare succes anul trecut și la fel sperăm că și anul ăsta să aibă. Vom avea de asemenea la fața locului și o școală moto cu instructori autorizați, cu o școală autorizată. Și în cadrul acestei școli moto, noi încurajăm tinerii să vină să facă școala și de asemenea încercăm să promovăm și să inițiem un service auto și moto, de fapt, care să ia tinerii pasionați de motociclism și să efectiv să capete o meserie, să aibă o meserie frumoasă, să îmbine pasiunea oarecum cu utilul, și atunci e foarte important să încercăm să vedem de undeva să ne și facem rost de oameni care să vină și să se ocupe de chestia asta. Adică ideea e să fie o școală moto, o școală de mecanici auto. Nu știu acum dacă la noi mai funcționează școala auto, dar e un aspect foarte important dacă, din punctul ăsta de vedere, practic se creează și anumite locuri de muncă pe lângă, pentru că vreau să vă spun că segmentul de moto în Târgu Mureș este foarte mare. Numai pe județul Mureș, din statisticile pe care le-am obținut noi de la autorități, sunt undeva în jur de aproape 6.000 de motocicliști înmatriculați, să nu vorbim de crosiști, să nu vorbim de cei care merg cu ATV-urile, care nu sunt înmatriculate, deci un segment foarte mare. Așa că Târgu Mureșul, fiind și în centru, ar putea deveni practic un centru turistic, cum sunt festivalurile mari din Germania sau din Austria, sau să nu mai spun din America, unde se adună aproape 1 milion de motocicliști, și nu exagerez când zic 1 milion de motocicliști. Dacă reușim aici să aducem undeva în jur de 5-6 mii de motocicliști la un moment dat în Târgu Mureș, practic se creează un turism din punctul ăsta de vedere. Și ăsta este unul dintre aspectele pe care noi le urmărim în cadrul evenimentului nostru. Ce pot să vă spun în legătură cu viitorul acestui festival este faptul că cam de aproape un an de zile noi purtăm discuții cu niște artiști mari internaționali. Aici o să amintesc pe Alice Cooper și Skunk Anansie, niște artiști consacrați în domeniul rock-ului, pe care sperăm să-i aducem pe viitor și în următoarea ediție să-i aducem la Târgu Mureș, în cadrul Maris Fest.